pentru a face această rețetă, prima dată vom face un pandișpan. Pentru acest pandișpan, voi folosi 250 de ml de ouă, voi adăuga ouăle într-un bol, le voi mixa la viteză maximă timp de 5 minute. Au trecut 5 minute și am obținut această consistență ușor solidă. Eu nu voi adăuga praf de copt. În cazul în care doriți să adăugați praf de copt, veți adăuga o linguriță de 5 grame de praf de copt. Pentru a vă ieși un pandișpan perfect, ouăle trebuie ținute la temperatura camerei. Iar vara, bineînțeles, le veți ține în frigider, dar atunci când vă veți apuca de o rețetă, le veți scoate din frigider cu o seară înainte de a face rețeta respectivă. Vom adăuga 150 de grame de zahăr, în timp ce vom mixa la viteză maximă, puțin câte puțin. Din momentul în care am terminat de adăugat tot zahărul, vom mixa în continuare la viteză maximă timp de 5 minute. Au trecut și aceste 5 minute, vom opri mixerul, iar într-o strecurătoare vom adăuga jumătate din cantitatea de făină și 10 sau 15 grame de cacao. În funcție de cum doriți să fie culoarea acestui pandișpan. Dacă veți folosi praf de copt, în acest moment veți adăuga praful de copt. Și vom amesteca cu o spatulă, luând compoziția de jos în sus. Când făina și cacaoa ce am adăugat s-au amestecat foarte bine cu ouăle, vom adăuga și restul de făină. Apoi vom amesteca foarte ușor. Și aceasta este compoziția pentru pandișpan. Aceasta este consistența ce trebuie să o obțineți după ce ați amestecat toate ingredientele. Voi folosi o formă dreptunghiulară. O vom unge cu puțin ulei. Forma ce o folosesc are 31 de cm lungime, 20 de cm lățime și 5 cm adâncime. Cuptorul s-a încălzit la temperatura de 180 de grade. Voi adăuga toată compoziția în formă. Vom lovi ușor cu forma de masă pentru a ieși tot aerul din această compoziție. Voi introduce forma în cuptorul preîncălzit la o temperatură de 180 de grade, așa cum am spus mai devreme. Am scos pandișpanul din cuptor, l-am ținut la copt timp de 15 minute și am lăsat ambele rezistențe să funcționeze. Îl voi lăsa să se răcească foarte, foarte bine, apoi îl vom scoate din formă. Cât timp se va răci pandișpanul, într-un bol vom adăuga 200 de grame de unt fără sare, ce l-am ținut la temperatura camerei. Vom mixa untul la viteză medie timp de 4 minute. Eu voi mixa până la viteza numărul 4. După 2 minute vom opri mixerul pentru a curăța pereții bolului și vom mixa din nou. Au trecut 4 minute și am obținut această consistență cremoasă, solidă și albicioasă. Să nu mixați foarte mult untul pentru a nu vi se tăia. Este momentul să adăugăm 400 de grame de zahăr pudră vanilat, în timp ce vom mixa puțin câte puțin. După ce am terminat de adăugat tot zahărul, vom mixa la viteză medie, la viteza numărul 4, timp de 4 minute. Au trecut 4 minute. În cazul în care veți face această cremă cu robotul de bucătărie, mixați între viteza 6 și 8. Este momentul să adăugăm crema de brânză. Eu folosesc crema de brânză tip Philadelphia. Dumneavoastră puteți folosi orice alt tip de cremă de brânză doriți. Folosesc 200 de grame de cremă de brânză și am ținut-o în frigider până în acest moment. Crema de brânză nu trebuie ținută la temperatura camerei. Și vom mixa la viteza numărul 5 timp de 1 minut. Nu mixați foarte mult timp pentru a nu vi se tăia această cremă. A trecut 1 minut.
și am obținut această consistență foarte cremoasă și foarte solidă. Și aceasta este crema de brânză, o cremă ce o puteți folosi și pentru a urna, este foarte, foarte solidă. O voi introduce în frigider până ce voi avea nevoie de ea. În acest videoclip am să vă prezint rapid cum vom face din donete acoperite în ciocolată neagră, din ruladă cu cremă acoperite în ciocolată. Am topit ciocolată neagră și ciocolată albă. Vom mai avea nevoie de puțină fidea de ciocolată și colorant verde. Eu voi amesteca puțină culoare turcoaz cu puțină culoare galben. În cazul în care doriți să aveți un verde-verde, puteți folosi un verde normal, dar să nu folosiți colorant lichid, doar colorant în pastă sau gel. Vom mai avea nevoie de stixuri, sunt învelite în ciocolată. Vom lipi la capete stixurile și le vom așeza pe o hârtie de aluminiu. Vom lua acest donut, iar în centru eu voi adăuga bomboane de ciocolată. Am să vă las linkul și unei rețete în care v-am prezentat cum facem bomboanele de ciocolată. Introducem în frigider până ce ciocolata se va întări foarte, foarte bine. Panul s-a răcit și acesta este pandișpanul. Uitați cât de pufos este și este foarte bine copt. Prăjitura timp de 15 minute. Cât timp va sta prăjitura în congelator, am adăugat 150 ml de frișcă lichidă, peste care voi adăuga 200 de grame de ciocolată neagră. O voi introduce în cuptorul cu microunde timp de 1 minut. Vom sfărâma pandișpanul ce l-am tăiat. Ciocolata este gata. Vom lăsa ca această glazură să se răcească foarte, foarte bine înainte de a o adăuga peste crema de unt. Vom avea nevoie norișori de zahăr.
introduce încă o dată în frigider pentru a se răci și această ciocolată. Așa arată prăjitura atunci când o veți servi. O să vă încânte această prăjitură.